La 40 și puțin de ani ești fix la jumătate. Nedefinit. Prea tânăr pentru a plânge sau râde la amintiri. Și prea bătrân ca să nu ai mii de amintiri la care să-ți vină să râzi sau să plângi. La 40 de ani ești jumătate armăsar și jumătate mărțoacă. Deși în mintea ta te crezi încă un armăsar, copiii te văd ca pe o mărțoacă. E dubios. Cea mai tristă zi a vieții mele de până acum, în ceea ce privește vârsta, a fost acum câteva veri, cam prin 2015, cred, când urcam în lift cu o fată superbă. Cam de 20 de ani, picioare înalte, mirosind extraordinar, manechin pe orice podium al lumii, dar nu de la Costeliv și Ofilit, ochi verzi de căprioară, asta în cazul în care există căprioare cu ochi verzi. Genul ăla de fată cu care ai vrea să rămâi blocat în lift cel puțin 2 ore, după care să schimbați numerele de telefon. Săru mâna, domnule Iliuță. Prima lovitură. Prima lovitură de ciocan direct în moalele capului. Bună! Eu sunt fata lui Relu. Nu mă recunoașteți? Caut un apartament în zonă. Eram mic atunci când ne-am mutat din cartier. Locuiați în mansardă, în casa de peste drum. A doua lovitură direct în organul genital, drept la țintă. Brusc, îți dai seama că oricât de armăsar te-ai crede la 40 de ani de istorie în spatele tău, pruncii pe care îi vedeai acum 20 de ani au terminat facultatea și îți zic să rămână, nenea. La 40 de ani ești pierdut în spațiu. Domnule, mergeați cu mine și cu tata la strand până să ne mutăm, mai știți? Ce mai face tanti Ami? Asta a fost a treia lovitură. Căprioara a lovit drept în suflet cu cel mai ascuțit cuțit cu care a fost... pe care l-a inventat vreodată omul, cuvântul. E bine, e bine. Hai la noi, cred că s-ar bucura să te revadă. Vin, cum să nu, dar vin cum... Ce-mi plăcea când mă dădeați în leagăn. La 40 de ani începi să te hrănești din amintiri. Mintea ta face fără să vrei pasul înapoi și spune, ce bine era pe vremea mea. Hai, intră. Cred că mai avem cacao cu lapte.